Ho, 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 ho. Se vede, pulover cu ren. Nu vă gândiți la prostii, nu vă gândiți la prostii. Pulover cu ren de sărbătoare de Crăciun. Bună ziua lui Crăciun, ce faceți, cum sunteți? Sper că nu v-ați speriat, nu? Ați auzit clopoțelul sunând numai la ora 12, nu la ora 10, cum suntem noi obișnuiți aici pe canalul de YouTube de luni până vineri, dar totuși e vineri, e ziua Crăciunului, așa că nu am putut să încep înainte de această oră. V-am lăsat și vouă timp pentru meditații spirituale, pentru mers la biserică, pentru pregătit, aranjat așa, mini pregătirile din ziua Crăciunului. Bine v-am găsit, mă bucur din suflet. Uite, am avut un an greu, dar la capătul lui, spre finalul lui, tot aici, tot împreună ne întâlnim. YouTube Nicu Bendea, mulțumesc de abonare și de cafea, o cafea bună, de la Daniel Boca din Chicago și de la cineva care dorește să rămână anonim. Eu îi mulțumesc oricum dragului anonim. Sănătate multă, nu uitați buymeacoffee.com/nicubendea. Dar nu uita când ești voios, române, să fii bun oriunde te-ai afla în colțurile acestei planete. Ce paradoxal, planeta are formă elipsoidală, că nu-i chiar sferică, dar românii sunt peste tot în colțuri, că de la colțuri se face treaba. Cum sunteți bine? Cum să nu fiți bine? Dar cum să nu fiți bine? În ziua Crăciunului trebuie să radiem, trebuie să fim veseli, trebuie să fie cum fi vesel, sănătos. Renu, ho-ho, Renu, pulover, ho-ho-ho. Că pe vremuri le croșetau puloverele mătușile, bunicile noastre. Acum le luăm din market numai cu 30 de lei, dar așa căldură țin și așa se electrizează că nu-i lână în ele. E macrame, material, habar n-am. Da, plouă afară. Afară plouă, cum era reclama lui Băsescu la nu știu ce alegeri. 8 grade Celsius. Mă, ajungem să facem om de zăpadă din China? Asta era farme cu zăpezi, asta era farme cu zăpezi. În ziua de ajun, în ziua de Crăciun, să ai un pic de nea, să se vadă că e totul acoperit cu o poșghiță albă, care ne acoperă și nouă viciile, păcatele, defectele și ne dă speranțe pentru viitor să fim mai buni, mai generoși, mai calzi. Și acum atină și 8 grade Celsius. Am auzit două rândunici, cred că două mari și două mici, cred că vor să vină înapoi să-și facă cuib. Habar n-am. Magnolia e pe cale să înflorească? Nu se poate, nu se poate. Cât aș da. Are Puiu Codreanu o melodie. De ai putea să te întorci pentru o zi copilărie, că ai zburat din viața mea ca un ful de păpădie. Cât aș da și eu să fie zăpezile copilăriei. E o carte scrisă de un artist de la noi din Sohodol, Ioan Nicoară. Zăpezile copilăriei, domnule. Parcă copilăria avea alt farmec. Și am ajuns și eu, deși n-am o vârstă foarte înaintată, sunt numai bătrân, să zic că pe vremea mea. Ăsta e un semn, vedeți? Treburile se schimbau de la un secol la altul în vechime, sau de la un mileniu la altul. Acum, pe zi ce trece, de la un an la altul, de la un an, anotimp la altul, vedem că se schimbă lucrurile. Dar nu vă plictisesc, că e Crăciun, e ziua Crăciunului. A? Astăzi dăm iama în sarmale, o sticluță, o ieguță, ceva. Foarte bine, foarte bine, așa trebuie. Ce să faci pe vremea asta când plouă? Noi mergeam, acum am 30 de ani, că tot am zis că a, și eu în vârstă, acum am 30 de ani, mă duceam cu crai. Știți voi ce să ia crai? Păi e obiceiul ăla care are diferite denumiri, crai, irozii în diferite părți ale țării, da? Erau cei trei crai, Melchior, Baltazar, Valtezar și cu Gaspar. Făceam o piesă, era o piesă de teatru, Irod, marele Irod, preotul, un preot și eu eram ingerelul. Vă dați seama că în urmă cu 30 de ani, în această scenetă, în această punere în scenă a nașterii, eu eram ingerelul. Că pe vremuri tăți am fost cum să cade. Și mergeam din casă în casă, mergeam. Acum, la ora asta, eram la biserică. Începeam din seară, din după masa lui 24, ne îmbrăcam frumos, ne costumam cu coifuri, eu țineam o stea acolo cu clopoței. Eu eram primul care mergeam la fiecare gazdă și băteam la ușă. Primiți cu craii. Primim, primim, haideți. Și mergeam în casă, ziceam rolul, trăgeam o colindă, primeam prăjituri și bani. Bani, bani, primeam și bani. Abia așteptam. Bă, câți o dat, câți o dat? Pune-i bine acolo. Și mergeam până pe la 2-3 noaptea, în ajun. Ne odihneam un pic, plecam și dimineața pe la 8. Mai făceam niște case, niște familii care erau în drum spre biserică și după aia, la 12, eram în biserică. Întreba preotul Eugen Goia, să fie sănătos,
Venitor craia aia frumoși, n-o să intre. Și intram acolo în fața altarului și ziceam tot rolul, că pâncase pe la oameni, mai scurtam din rol, mai scurtam din rol. Rolul dura vreo 6-7 minute, atâta era piesa aia, începând de la Irod, 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 mergi gramnică slugă, vezi cine mă strigă, și până la finalul scenetei, care era, dacă sunteți crai bărbați, numele cum vi-l cântați. Numele meu e Gașpar, numele, așa. Trăgeam și o colindă. Ce colindă? Păi erau colindele alea lungi, viflaime, viflaime, câte 7-8 strofe. Și după 90 au apărut casetele, au apărut prima casetă cu Hrușcă, cu colinde, după aia au scos și Nicolae Furduiancu, tăi de la mine din sat, din comună, au scos o casetă cu colinde. Bă, și-am găsit pe ea că ascultam colindele, eram ca DJ din zilele noastre. Nicolae Furduiancu era un fel de David Guetta pentru noi care mergeam cu colinda. Și ascultam și o scos el o colindă. La nunta ce s-a întâmplat, la nunta în Gana Galilei, fosta și sus chema, la nunta în Gana Galilei. Era faină că nu se repeta un vers de două ori. Dar mama lui Iisus, la nunta în Gana Galilei, văzând că nu-i vin de ajuns, la nunta în... Într-un minut o terminau, banii. Așa era și ziceam și în biserică frumos, trăgeam acolo, colindam. Tanti Marioara Lusino, fie iertată, care era regizorul, da? Era un fel de Andrei Șerban pentru noi la mersul cu crai. Ea ne punea în scenă, ea ne îmbrăca, ea ne costuma, era ciudă că ne murdăream. În biserică trebuia să fim impecabil, nu mai apucam să spălăm haina din ajun până în ziua de Crăciun dimineața și ziceam fluierul cel păstoresc. Ai, 10 strofe, dar toată biserica așa stătea. Și la final stăteam acolo cu, aveam și noi o năduță și ne punea lumea bani. Asta era în ziua de Crăciun și continuam după aia, mergeam cu craii, mergeam până seara. Seara făceam împărțeala, pac, 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 și somn, că eram obosiți, dar eram fericiți că am adus vestea nașterii Domnului, am dus cât am putut prin casele de la noi. Ei, dacă era atunci WhatsApp-ul, dacă era YouTube-ul, dacă era Facebook-ul, ce transmisii live făceau, cine să ne filmeze, nici poze nu ne făceau în anii 90. Dar se bucurau, se bucurau oamenii că ne văd, că le trecem pragul. Ha? Ce ziceți? E, n-am eu tricou, e frumos, e tematic, e de sezon, cafea de la Daniel Bota, buymeacoffee.com, Nicu Bendea, să vă dea Dumnezeu sănătate la cei care donați, că nici internetul ăsta nu merge fără cafele. Pe vremuri erau cafenele cu internet, acum ce avem internet cu cafea. Da, nu pot să am eu tricou cu Metallica, cum are premierul Câțu. Dar rockeri au zis, bă, Rules ăsta e tare, e metalist, e rocker de-a nostru. Adevărul e că la cât manelism e în politică, e bine că e domnul Rocker Câțu acolo la guvern. În guvern mai este Eduard Novac. Eduard Novac, Edi Novac, săracul cu piciorușul lui, dar campion paralimpic la ciclism. Noi nici ăștia citov și sănători nu suntem campioni, el cu o ambiție ieșită din comun, da. Ține cu Csíkszereda, soacră mi-a zis hâie, pentru că este CFR. Nu e nevoie de Csíkszereda. În fine, el e un ministru activ. O zis că și dacă e ministru, el vrea să mai participe la competiții. Păi care dintre miniștri mai e activ? Care mai participă la competiții? A, Tanțoș Barna de la Mediu, da, el la, cu drujba iar are competiții. Apropo, ce-a găsit Tanțoș Barna sub brad azi dimineață? O drujbă. Voi chiar ce-ați găsit-o, venimoșul, sau îl mai așteptăm? Ați fost cu minți? O să vină el, dacă nu vine moșa. Și moșa e bună. Klaus Iohannis n-a primit nimic de Crăciun, el a primit cu 3 zile înainte guvernul meu. Dar Fuego, săracul, tot timpul mă gândesc că în perioada asta de pandemie, ce rău îi merge, a ajuns să-și împodobească el singur bradul. Și Măicuța, cu un ochi critic, zice, nu e bine, nu e bine, nu e bine. Astea, așa-s măicuțele. Da, doamnele, doamna, mă, se vede că s-a schimbat un pic parlamentul. Acum, sigur, doamna Anca Drago, șefa de la Senat, ce-a zis? Că de luni, de lunea viitoare, n-am eu freze, dar am păr curat. și pula rând. Doamna Anca Drago, ce-a zis? Șefa Senatului, că începem să punem în aplicare referendumul ăla de vreo 10-12 ani, făcut-o Băsescu, ca să fie parlamentul unicameral cu 300 de... aleși. Bravo! Hai, doamna, dragul, vedeți că se poate. Și Georgica Simion, prietenul meu de la AUR, ce-o zis? Lună de lună, 90% din salariul meu o să-l donez pentru o cauză civică. Gigele, Georgele, băiat de AUR. Bravo, mă! Doamna Șoșoacă a zis, eu o să fiu prima cauză civică. Șt, vedem, mai încolo, mai... No, cam atâta. Și acum te las, fii sănătos, că masa e plină, așa-i? De tot avem. De tot avem pe masă sarmale, friptură. O țuiculiță bună, bradu, te uiți în jur, familia, mai dai un telefon, mai pui o colindă, mai faci un live, mai transmiți. E bine, e bine. Cât timp ținem legătura între noi, e minunat, e foarte bine. Și Crăciunul are menirea asta. În primul rând,
Vestea cea bună, s-a născut Hristos într-un loc mizerabil, dar vedeți, din locurile amărâte, din locurile mărunte, pornește bucuria lumii. Și în al doilea rând, prăznuind această aniversare, ne bucurăm și noi unii pe alții. Că am avut un an greu, am avut un an urât. Dacă ne uităm în preajma noastră și vedem pe cei dragi aproape, că e brăduțul în casă, că miroase a sarmale, că e... Nu uita că ești român și când erai la tine în sat, Popa Ioan te-a botezat. Să mergem înainte, să fim sănătoși, să fim generoși și să dăm anul ăsta la o parte, de la încolo. Pentru că anul ce vine o să ne meargă în toate bine. Nicu Bendea vă salută. Poftă bună, distracție plăcută și cu excese, fără excese, să o ținem într-un chef până luni. V-am pupat. Doamne ajută-ne! Serbo!